Deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu consideră faptul că România începe să își revină la normalitatea firească, atât pe plan politic, cât și în domeniile economic și sanitar, odată cu aprobarea de către guvern a pachetului social inițiat și susținut de PSD. Însă, domeniul energetic se confruntă în continuare cu o criză legată de scumpiri și de furnizorii care ignoră legea plafonării prețurilor la energie electrică și gaze. Acesta îi critică în termeni duri pe cei de la USR pentru liberalizarea pieței de energie, care a avut efecte catastrofale în România. Referitor la domeniul energetic, deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu îi cere ministrului energiei urgent sancționarea furnizorilor care nu respectă plafoanele de prețuri impuse. Cornel Folescu a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare. Vă aduceți aminte, stimații români, cum urlau Cristina Prună și Cristian Ghinea de la USR anul trecut că trebuie să liberalizăm piața de energie. Au liberalizat-o, dar pe genunchi. Vreți să știți rezultatul? Școli închise, spitale la mila furnizorilor, unități economice strategice silite să-și readucă dramatic activitatea, creșterea inflației, scumpiri în cascadă, scăderea puterii de cumpărare, toate din cauza facturilor extraordinar de mari la electricitate și gaze, a transmis Cornel Folescu, deputatul PSD Mehedinți. În contextul în care legea plafonării prețurilor la energie este deficitară și nu produce efectul scontat, PSD nu poate rămâne indiferent, motiv pentru care este necesară adoptarea unui set de măsuri care să vină în sprijinul consumatorilor. Acordarea de vouchere de energie consumatorilor vulnerabili, simplificarea procedurilor de plată a compensațiilor pentru furnizorii de energie, reglementarea unor sancțiuni pentru furnizorii de energie care nu respectă plafoanele impuse de legislația în vigoare, extinderea schemei de ajutor de stat pentru mari consumatori din energie, din economie și la IMM-urile, afectate puternic de creșterea prețurilor la energie electrică și gaze naturale. Totodată, pentru a mai degrava puțin povara de pe umerii românilor, Partidul Social Democrat a decis amânarea introducerii coplății prin care bolnavii urmau să achite către clinicile și spitalele private o parte din costul unei consultații medicale în regim ambulatoriu sau al unei investigații pentru anul 2025. Mai mult decât atât, pentru a ajuta bolnavii cronici cărora li s-a limitat în ultimii 2 ani accesul la tratamente, Ministerul Sănătății a introdus medicamente noi pe lista celor compensate și gratuite și a majorat plafonul pentru acordarea acestora, a mai transmis Cornel Folescu, deputatul PSD Mehedinți. Pentru că noile generații și copiii noștri sunt cea mai importantă resursă a României, dar și cea mai vulnerabilă, a fost lansat numărul unic de telefon 119, unde pot fi raportate cazurile de abuz, neglijare, exploatare și orice altă formă de violență asupra copilului în cadrul programului guvernamental Din Grijă pentru Copii.